Și în momentul ăsta, placa mea de burete o plasă, altă cănuță și o să le dăm cu un ciur. Ia-ți fost. Da, bun. Iesa asta. Hai să o conectăm. Să încingem atmosfera. Salut, prieteni! Eu sunt Răzvan și aici este o casă cu acvariu. Astăzi mai încercăm un proiect do-it-yourself, sau ce pot face două mâini bibace, în materie de filtrare. Mai precis, o să încercăm să facem un filtru un pic mai complex, do-it-yourself, cu materiale, să zicem, mai puțin acvaristice. Și ca să intrăm în subiect, componentele filtrului care ne interesează sunt filtrarea mecanică, filtrare biologică și partea care mișcă apă. Și acum, vreau să vorbesc un piculeț, dar foarte pe scurt, pentru că merită un subiect dedicat, fiecare componentă în parte. Ce înseamnă filtrare mecanică, ce înseamnă filtrare biologică și de ce avem nevoie de ea, și ce înseamnă partea de mișcare de apă. Filtrare mecanică, de obicei, înseamnă niște bureți de genul ăsta, prin care apa intră, buretele reține particule, apoi, în principiu, apa iese cât de cât curată în partea cealaltă. Asta înseamnă filtrare mecanică. Poate să fie burete, poate să fie vată perlon sau alte materiale. Filtrare biologică înseamnă un suport pe care să trăiască bacteriile care sunt benefice în acvariul nostru. Bacteriile nitrificatoare sau bacteriile care descompun amoniul, nitriții și transformă în mult mai puțin toxicii nitrații. Bacteriile acestea au nevoie de un suport pe care să trăiască. Ele nu există în masa apei, cresc pe suprafețe. Și pe scurt, tot ce avem nevoie la partea de filtrare biologică este să le oferim cât mai multă suprafață pe care ele să existe. Ele există deja pe geamurile acvariului, în substratul acvariului, pe lemne, pe orice suprafață din acvariu, inclusiv pe bureții prin care noi trecem apa. Dar e vorba de câtă suprafață avem. Iar aici e un subiect iarăși mai complicat, pe scurt. Într-un filtru care are un volum dat, dacă avem acest burete, avem X suprafață și pentru bacterii, adică și filtrarea mecanică face parțial filtrare biologică. Dar, dacă buretele ăsta va fi mult mai îndesat, va ocupa un volum mult mai mic și în același spațiu pe care noi îl avem disponibil, putem să avem 5 bureți de genul ăsta și mărim de 5 ori suprafața, sau de 10, sau de 100 de ori. Și aici ajungem la materialul care ne interesează. Eu o să folosesc piatră pons. Acesta e un matrix de la Sikhem, dar e tot piatră pons. Și când ajung la momentul respectiv, o să vă explic un pic mai multe. Deci, o mică recapitulare. Burete pentru filtrare mecanică. Piatră poroasă pentru filtrare biologică. Și ceva care să miște apa prin mediile filtrate. Bun. Și acum o să începem efectiv să construim filtrul și începem cu burete. Pentru filtrarea pe care o să o fac acum, eu am să folosesc o placă de burete. Se găsește în magazine de acvaristică. Nu costă foarte mult. O placă de 50x50 e vreo 60-70 de lei, din care ies multe asemenea filtre. Puteți găsi și bureți din aceștia care sunt rezerve pentru tot felul de modele de filtre. Nu prea contează. Contează să aibă o anumită granulație. Buretele pe care eu îl folosesc are o granulație de 30. Asta înseamnă, probabil, sunt 30 de găurele pe o anumită suprafață. Nu știu ce înseamnă asta, dar e de 30.
Și acum o să trebuiască să eu o să-mi fac vreo câte mi-e? 1 2 3 4 5 6 7, o să fac 14 bureței din chestia asta. Dacă aveți nevoie doar de 2, ieșiți mai bine cumpărând niște chestii de genul ăsta, gata, făcute. Și acum să-l tai. Să trebuiască să relocăm motanul. Vedeți? Ți-am făcut pătuți. Au. Ți-am făcut pătuți, te rog frumos, du-te la tine pe pătuți, am treabă aici. Măi, du-te la tine pe pătuți. Du-te la tine pe pătuți, Tănuț. Bebo, o să cazi. O să cazi. Du-te mai de aici. Ok. Ca să fiu cât mai eficient, mi-am însemnat toată placa asta de burete și o să-mi tai niște burete. Imediat să vedem unde e ruleta. Bureții mei vor avea 7 cm pe 15 cm. E o dimensiune ok. E un pic mai mare decât asta. Perfect. Și în momentul ăsta placa mea de burete este mulți bureți. Fiecare din acesta va fi un filtru mecanic. Doar că îi lipsește o gaură. Trebuie să îi dăm o gaură. Iar pentru acest scop, bun, hai să facem o treabă puțin mai organizată. Și anume, o să iau doi. Pentru că filtrul pe care îl creăm acum va avea doi bureți de genul ăsta. Și cum avem placa asta de burete, o să trebuiască o gaură prin centrul buretelui. Cum o dăm? Pentru a da gaura avem nevoie de o lamă de bărbierit din acestea pe vechi. Nu vă tăiați în ea. De o bandă izolatoare și de o țeavă de diametrul cât vreți să fie gaură. Și eu o să fac următorul lucru. O să iau această lamă și o să o curbez așa, astfel încât ea să vină pe marginea țevii. Ca să obțin practic o țeavă tăioasă. Și acum intră în schemă banda izolatoare. Aveți grijă că e un pic de risc de secționat pielea acum. Nu mi-asum responsabilitatea. Dacă cineva se accidentează. Și îi dau un pic mai multă bandă cât să stea foarte fix lama, dar nu prea multă cât să nu îngroși diametrul. Și avem asta. Bun, acum, ca să dăm gaura în burete, trebuie să ne imaginăm centrul buretelui și anume intrăm cu lama tăietoare cât de pe mijloc se poate, dar încercăm, pe măsură ce intrăm în burete, să rămânem în centru, să nu ne ducem prea într-o margine sau prea în alta, astfel încât gaura să fie centrată și o să ne oprim cam pe aici, pe undeva. Că mai lăsăm ceva burete și în partea de jos. Și hai să vedem dacă iese. Deci, pornesc pe... Trebuie să fac cu stânga, ca să se vadă, ceea ce nu e ideal pentru mine, că nu sunt stângaci. Dar încercăm. Și o rotesc ușor. O mai scot un pic, o mai rotesc ușor. Și
în momentul ăsta am intrat în burete. Și dacă scot bucățica perforată, am început gaura. Și acum merg mai departe. Mă mai opresc din când în când și încerc să simt pe unde se află lama mea. Pentru că nu o văd în mijlocul buretelui. Și încerc să intru cât de drept se poate. Am ajuns pe aici, mai am puțin. Și cam aici o să mă opresc. Și în momentul ăsta, atât am intrat în burete, scot asta, verific. Atât am intrat în burete. Ok. Și acum, efectiv, trebuie să trag. O să-mi bag degetul în ce-am creat aici și încerc să o rup de la bază. Ca să nu mai rămână material acolo. Dar încerc să rup doar ce-am tăiat. Și în momentul ăsta ar trebui să avem asta. Asta e materialul extra. Asta este buretele nostru. Easy! Și încă unul. Și încă o dată. Cele două rezultante și cei doi bureți. Și în momentul ăsta, filtrarea noastră mecanică e gata. Hai să discutăm puțin despre filtrarea biologică. Încă o dată, nu insist foarte mult pentru că merită un pic mai mult, un pic mai multă atenție chestia asta. Trebuie să discutăm mai pandelete, dar totuși pe scurt, pentru că folosesc filtrare biologică. Suprafețe, suprafețe, suprafețe. Și ca să nu ne lungim, vă arăt o chestie. Iar pentru asta ne trebuie microscopul. Diferența între găurile unui burete și găurile unui material de genul ăsta. Doar pentru că e ceva interesant și apoi trecem mai departe. Asta este o bucățică din buretele de saltea. Cam acestea sunt spațiile, găurile din interiorul lui. Ok, și acum l-am zburat de acolo și încercăm să strecurăm sub lupă o bucată din acest matrix. Doar să-l potrivim o leacă. Bun, pare că am reușit până la urmă. Acesta este o bucățică de matrix la aceeași magnificare, să-i spun așa, la același zoom, care este lupa de 4x plus 10x înseamnă de 40 de ori mărire. Și se vede porozitatea acestei roci. Dar hai să ne ducem un pic mai mult, să ne ducem pe 10x și să vedem dacă vedem ceva. Deci toată roca respectivă este numai micropeșteri și micro spații pentru microbacteriile noastre. Chiar și aceste găuri minuscule sunt imense pentru bacteriile benefice, pentru că sunt extrem de mici, adică nu se pot vedea la genul ăsta de microscop. Trebuie microscope mult, mult mai puternice. Deci, da, despre asta vorbim. Acum hai să revenim la a face filtru. Cum folosim în filtrul nostru materialul biologic? Care înseamnă o adunătură de pietre din acestea extrem de poroase. Acesta este matrix, care este relativ scumpuț. Și pentru nevoile noastre de do-it-yourself, avem și alte variante. O să vă arăt imediat despre ce e vorba.
am cumpărat de la o anumită prăvălie, nu vă spui care, ceva destul de interesant. Acest săcotei, din zona de pentru plante, ghivece, pământ de flori și așa mai departe. E, în acest săcotei se află ceva interesant, zic eu. Și anume, asta, care este o piatră pons, care este identică cu ăsta, care este murdară, dar spălată bine la un jet de apă, nu mai face nicio diferență. Iar economia la a cumpăra acest produs este substanțială, aș putea spune. O să scoatem 2 litri, 1 litru, cred că 1 litru ne ajunge pentru proiectul nostru. O căluță de 1 litru, adică asta, asta îl punem pentru viitoare filtre deoparte, iar asta mă duc să spăl, revin. Mai remarcăm o chestie interesantă cu aceste pietricele. În momentul în care le pun în apă, plutesc. Niște pietre care plutesc, pentru că sunt atât de poroase. Bun, le-am spălat și o să mai fac o chestie cu ele, pentru că printre pietricelele astea mai sunt pietricele cam prea mici, care pot fi trase în pompă, și atunci o să fac o altă șmecherie. O să le cern un pic, ca să ne rămână doar cele puțin mai mari. Și o plasă, altă cănuță și o să le dăm pânciuri. Efectiv, tot pe aici. Cu cernutul nu e chiar așa, că sunt ude și nu merge pânsită. Le-am băgat înapoi în găleată și apoi cele mici rămân pe fundul găleții, cele mari merg luate deasupra. Deci, cernețile, ca să nu băgăm bucățele prea mici, care pot să înfunde filtrul sau să ajungă în pompă. Și acum, materialul acesta biologic, în ce îl băgăm? Păi, în două sticle de jumătate de litru de aqua carpatica. Evident. Hai să-l băgăm. Bun. În momentul ăsta avem materialul, filtrul biologic este ăsta, filtrul mecanic este ăsta și ne mai trebuie mișcarea de apă, care poate fi un powerhead, anume componenta care mișcă apă de la un filtru al minte mizerabil, dar pompa e ok. Și anume, așa ceva. Băgăm în priză, bag apă. Sau, varianta care îmi place mie, care e pe aer, aceasta, care a fost făcută în videoclipul ăsta. Aveți acolo tutorialul, este exact aceeași piesă. Și în prima fază o să ne concentrăm pe această bucățică, după aceea exemplificăm cu pompa electrică. Cele trei lucruri. Eu îmi place să privesc toată drăcia asta de filtru ca pe, să spunem, e un tractor cu mai multe remorci. Ăsta e tractorul, și anume ce mișcă apa, după care ăsta sunt remorcile, care pot fi
oricâte la număr. Pot fi 2, pot fi 4, pot fi 8, 10, 15 și așa mai departe. Bun, și acum toate aceste componente trebuie conectate între ele. Pe un principiu foarte simplu. Apa va trebui să intre prin bureți, apoi să treacă prin ambele sticle care conțin piatra pons și apoi să ajungă la pompa care o circulă înapoi în acvariu. Și logica este următoarea. Aș vrea să fac un mic disclaimer în acest moment. Tot ce fac eu aici nu este estetic. Nu mergem pe frumos, un filtru discret, undeva unde nu-l vede nimeni. Din nou, nu este un filtru extern. Nu vrei să vezi nimic în acvariu, pui un filtru extern, totul e perfect. Ăsta este un filtru intern, homemade, care nu arată foarte drăguț, dar sunt posibilități de a-l masca și explicăm asta la final. Și acum, să conectăm piesele. Ce avem nevoie? Avem nevoie de coturi de genul ăsta și T-uri. Și am uitat să dau drumul aici. Avem un cot, avem un T-u, avem piesa așa, și piesa asta, hai să o conectăm. O să iau furtunul acesta de mașină de spălat, furtun foarte ieftin, și o să fac următorul lucru. Îl bag într-o gaură de aici, îl bag forțat până a intrat complet. Țin unghia aici, îl scot și număr câte spire au intrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și apoi din punctul meu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O să tai cu una mai puțin ca să se poată îmbina apoi. Practic, această piesulică trebuie să-mi combine mie două piese din acestea. O bag înapoi, o bag și pe aceasta și în momentul ăsta cele două piese sunt conectate, dar nu permanent. Le pot pune în diverse poziții, le pot scoate, să le curăț, le pun înapoi. Deci cam asta e ideea. Și acum o să-mi iau dimensiunea asta și îmi tai câte am nevoie. Una, două, trei, patru bucăți. De aceeași lungime. În momentul ăsta avem piesele conectate în acest frumos instrument. Este flexibil și nu va sta sub nicio formă, dar pentru acest scop o să mai avem nevoie de un piedestal pentru el. Iar piedestalul o să-l fac dintr-o bucată de sticlă un pic mai groasă. Ăsta este un geam de 6 mm. E puțin cam prea lat, o să-l tai în două, îl șlefuiesc să nu fie tăios și revin. Ok. O să încercăm să-l dăm pe din două și o să facem doi suporți cu ocazia de asta. Absolut la ochi, nu stau să măsor. Cât de cât drept e, cât de cât bine. And the magic of cutting glass. Avem acest geam șlefuit și curățat. Iar acest geam va fi baza pentru ăstea. Și acum, ca bază, avem două variante, zic eu.
Astea pot fi lipite pe sticlă, dar menținând ideea că mi-ar plăcea să fie modulare, să pot să umblu la ele, practic, o să mai folosesc ceva, și anume niște piciorușe de genul ăsta, care nu sunt pentru țeava de 25, pentru că le pun pe coturile astea care sunt mai mari. Sunt pentru țeava de 32. Și mai precis, așa. Iar ăstea vor fi fixate de sticlă. Și avem des. Acum, ca să fixăm piciorușele astea de sticlă, există iarăși mai multe variante. Ăstea pot fi lipite de sticlă. Poate fi dată o gaură în sticlă și fixat cumva de aici și așa mai departe. O să las acest amănunt la imaginația dumneavoastră, pentru că eu pur și simplu o să-l prind cu niște șoricei și asta, asta. Și acum este atașat standului de sticlă. Perfect. Ok. Ce facem mai departe? Hai să începem pe rând. Bureți. O să o luăm așa. Bureți, filtrare biologică, mișcare de apă. Bureții vor trebui să stea așa. Dar nu stau. Aici iarăși intervine această piesă. Pentru că gaura pe care am dat-o mai devreme, care e mai mare decât chestia asta, dar dacă forțăm un piculeț, pentru că buretele este oarecum flexibil, intră și stă foarte, foarte, foarte bine. Și băgată tot cam ceva de genul ăsta, să zic vreo 2 cm. Buretele băgat în gaura respectivă. Și după aceea mai tăiem o bucățică cât să intre acolo și am terminat bălciul. Adică tot cu piese de genul ăsta o să punem bureții să stea unde vrem să stea. Și anume, chestia asta arată așa. Am băgat-o aici. There we go. Pot exista întrebări de genul, dar nu trebuie o țeavă băgată complet prin tot buretele. Eventual o țeavă, poate fi o țeavă de genul ăsta, perforată, în care buretele să intre așa și să tragă. Eu prefer să nu fac asta. Pentru că buretele, mai ales dacă e nou, e suficient de rezistent, încât gaura să-și păstreze dimensiunile. Nu, când se încarcă buretele, atunci se va strânge, într-adevăr, dar, ce să zic, ar trebui spălat în momentul ăla. Deci prefer să folosesc bureții pur și simplu cu chestia asta băgată în gaură și atât. Am terminat bălciul, nu ne complicăm, inutil, unde nu e nevoie să ne complicăm. Că o să ne complicăm puțin imediat. Ok. Și acum bureții stau pe poziție foarte bine și au și un mic spațiu între ei, astfel încât să tragă apă prin toate direcțiile. Which is perfect. Ei pot fi puși în picioare sau pot fi puși culcați, după cum preferați. Eu îi folosesc așa pentru că trebuie să-mi fie ușor să-i accesez, să-i spăl. S-a încărcat bureții, cum stă asta în acvariu, am băgat mâna pe sus, am tras un burete, m-am dus, l-am spălat cu chestia asta aici, după aceea, foarte, foarte ușor, l-am pus la loc, el își face treaba. Bun. Scurt și la obiect. Am terminat cu bureții. Hai să trecem mai departe. Aceste două sticle, mie trebuie să-mi stea aici. Și acum haideți să vă arăt ceva magic. O să folosesc alte două sticle, că în astea am băgat materialul pentru demonstration. Și o să mai folosesc încă un teu, ca să vă arăt puțin mai de aproape ce se întâmplă. Gura sticlei este destul de largă la marca asta. Aproape că s-ar potrivi cu dimensiunea asta. Nu numai că se potrivește, dar se potrivește ermetic, etanș. Nu e nevoie de niciun fel de lipitură, nu e nevoie de absolut nimic. Intră, iese greu și intră ermetic acolo. Efectiv, dacă suflu, nu iese nici aer pe aici, nimic. E o potrivire perfectă, dar atenție!
Când mergeți să cumpărați aceste teuri, aveți grijă, pentru că există mai multe firme care le fabrică, iar unele sunt puțin prea groase în carne. În cazul ăsta, sticla nu mai intră. Luați o sticlă de asta goală cu voi și vedeți să se întâmple această potrivire. Excelent! Bun, revenind, filtrul meu biologic va exista așa. O sticlă aici, o sticlă aici. Exact așa. Și acum trebuie să gândim puțin traseul apei prin el. Apa intră prin bureți, prin ambii bureți, apoi va intra în această zonă. Nu ar avea niciun motiv să treacă prin sticlele noastre. Nu-i așa? Se va duce direct la pompă. Dar dacă blocăm accesul pe aici și facem o comunicare la sticle pe sus, apa va trebui să urce prin prima sticlă, să treacă în a doua sticlă prin care coboară și apoi se va duce la pompă. Ce să facem? Comunicarea dintre sticle. Nu știu dacă mai am timp, nu știu dacă mai am timp, nu știu dacă mai am timp să filmez. Cam până aici am reușit să filmez. În decembrie, 20 decembrie, m-am oprit cu acele filmări. Acum suntem în martie și trebuie să reiau acest clip pentru că trebuie terminat filtrul cu 3 luni mai târziu. Cred că am aranjat masa cât de cât cum era. Fără ăsta, că nu vrem să fim a bad influence. Și acum, aceste două sticle trebuie făcută o comunicare în partea de sus. Hai să vedem asta. Ca să facem comunicarea între cele două sticle, avem nevoie de câteva lucruri. Un furtun de diametrul ăsta. Scrie pe el? Nu scrie pe el. Nu știu. Un furtun de genul ăsta. Nu contează diametrul atât de mult. Cât de cât. Ne trebuie o bucată de metal, un metal rotund pe care să îl încălzim și să dăm gaura în sticlă. Care arată așa, sau whatever, nu contează. Puteți să folosiți o cheie tubulară sau o bucată de țeavă. Sau doesn't matter. Trebuie încălzit la foc. Și important este, ce contează, este față de furtun să fie mai mic diametru. Nu mult mai mic, dar o idee mai mic. Astfel încât furtunul să intre forțat în gaura din sticlă. Și acum trebuie să ne gândim cum încingem asta. O soluție ar fi la aragaz, dar pentru mine așa ceva ar putea să funcționeze foarte bine. Bun. Și hai să vedem. Avem torța, avem un clește, ca să nu ne prăjim mâinile. Avem sticlele pregătite. Atenție, avem o parte cu etichetă și o parte fără etichetă. O să încerc să dau găurile pe partea fără etichetă. Și acum să încingem atmosfera. O sugestie ar fi să aveți o sticlă de sacrificiu în care să dați o gaură doar să vedeți că s-a încins fierul suficient. Că dacă nu s-a încins suficient, nu iese gaură. Asta ar trebui să iasă din primă. De asemenea, e o idee cu o freză de geam sau ceva de găurit pentru bormașină, dar asta merge într-un plastic un pic mai rigid. Sticla asta e totuși un pic cam flexibilă, dar sunt o grămadă de variante. În principiu, cred că o să stau până se înroșește ferul.
vedem, ne apropiem de momentul adevărului. Și acum bun, o gaură. O gaură. Ok. Asta rămâne să se răcească și rezultatul nostru este ăsta. Trebuie neapărat folosită o chestie mult mai mică, fierul, tubul de încălzit trebuie mult mai mic, pentru că se mai și dilată un pic gaura în momentul în care am intrat cu el aici. Nu e perfect. Gaura asta a ieșit destul de bine. Asta are niște imperfecțiuni. Dar nu e grav. Și hai să vedem acum. Am făcut găurile. O să tai o bucățică de furtunel. Cât mi-ar trebui? Uite așa ceva. Și acum, ăsta trebuie să intre aici. Și este perfect, pentru că încă nu intră relaxat. Intră forțat. Încă un motiv pentru care dau gaura la cald e că se creează o margine rigidă la gaura asta. Iar chestia asta ajută. Bun. Și acum, am introdus furtunelul în sticlă. Cam atât. Îl verific să vedem dacă e cât de câte tanși. Iar în cealaltă gaură bag bucata cealaltă de furtun, care tot așa trebuie ținută un pic și împinsă. Bun. Acum, dacă se întâmplă o chestie de genul în care am pățit-o eu în momentul ăsta, și anume am greșit, pentru că e foarte ușor să greșești, și aici a rămas deformată puțin sticla, ceea ce înseamnă că eu nu mai am etanșeitate acolo. Nu-mi place. Ia să vedem. Altceva? Și în momentul ăsta avem cele două sticle conectate și relativ ermetice. Iar asta nu e ok. Se poate lipi, se pot folosi adezivi, da? Honestly. Luați o sticlă de antrenament, dați găuri până ies perfect și după aia faceți două găuri ca lumea. Și revenim la piesa noastră. Chestia asta vine aici. Intră perfect, așa, și hai să mai facem niște lucrușoare, că dacă noi băgăm materialul biologic în ea, ea comunică în asta și facem așa ceva, efectiv se înfundă, cad pietre aici, pleacă pe traseu, piatra pons, și nu vrem asta, trebuie să oprim piatra pons să iasă din sticle. Iar pentru asta avem altă soluție. O să folosim o țeavă neagră de PHD, de asta de apă, de 25. Ăsta e PPR de 25. Cumva ai crede că se potrivesc, dar nu chiar. Dar se potrivesc. Adică nu prea, dar da. Și hai să vedem, trebuie să o tai un pic. Să zicem... Atât. Deci nu știu să vă zic o dimensiune, stați-o, tai curță. Și vedem după aia cât am tăiat-o. Și o să tai două bucăți la fel. Acum, eu trebuie să bag asta în asta. Nu intră, că diametrul e un pic mai mare, dar intră într-un anumit fel. Și anume, o să ascut cu lama de cutter un capăt de la țeava asta, un pic cam cum ascuțim un creion. Adică, practic, o să-i fac un cap puțin conic, astfel încât ea să intre unde îmi doresc eu. Aici, am ascuțit asta. Și acum, dacă forțăm o lecuță, dar nu prea mult, bun, a intrat.
O învârtim un piculeț în loc, după care ea se strânge. Astfel încât data următoare când vrem să o băgăm sau să așa, intră mult mai ușor. Între timp, pentru că n-am găsit burghiile, o să folosesc ăsta. E un lecon, practic e un cui încins. O să dau găuri. Trebuie să găuresc chestia asta cât de mult se poate. Arată așa instrumentul nostru. Am dat, mă rog, cât de multe găuri se poate. Și acum hai să astup capul cu silicon sau cu ce găsiți. Că nu contează atât de mult. În cazul meu, silicon, că asta am face. Să creez efectiv un dop. Care mi-a ieșit așa. Bun. Hai să facem și pe astălaltă. Găurită arată așa. Și acum trebuie să curăț să fie mai net un pic. Ok. Și acum revenim la piesa noastră. Sticlele le scot cu grijă pe amândouă. Îmi iau piesele făcute ca idee. Asta așa cum este, ar trebui să intre fără nicio problemă în interiorul sticlei. Asta e filozofia. Practic, treaba noastră arată așa. Avem circuitul de apă, apa trece prin materialul filtrant și nu intră mai departe. Țeava asta, ăsta e rolul ei. Astea două le introducem aici. Avem piesa acum așa. Și astea așa rămân. Avem opțiunea cândva în viitor să le putem scoate, să le curățăm ca lumea coperie, să le băgăm la loc. De-aia nu vreau să lipesc nimic. Totul trebuie să fie modular, să se poată scoate. Și acum, efectiv, hai să umplem sticlele cu material biologic. Și acum avem sticlele cu materialul băgat. Și acum trebuie băgate aici. Dar nu o să le întorc să le bag aici, because obvious reasons. O să scot bureții și o să bag ăsta aici. Și acum, ca să intre, trebuie să dansăm un pic. Și în momentul ăsta avem sticlele cu materialul biologic. Bun, eliberez furtunul de sus, am grijă să nu rămână piatră pons în el, ca să nu blocăm traseul de apă, dar la diametrul lui n-ar trebui să fie asta o problemă. Și în momentul ăsta avem un progres, aș spune. Și anume, gata cu bureții, gata cu comunicarea între toate materialele filtrante, eu nu mai știu. Am blocat comunicarea de jos? Trebuie să mă uit, că dacă n-am blocat-o, nu e bine. N-am blocat. Bun. N-am terminat. Mai e ceva. Da, și mai e ceva ce trebuia să fi făcut. Trebuie să le scot. Când le scoatem, le scoatem ușor, puțin câte puțin, cu grijă, cu grijă, nu se întâmplă nimic, tragem de ele și ies. Și totuși, da, m-am blocat comunicarea. Very, very nice. Asta înseamnă că trebuie să scoatem piesele like so. Și în momentul ăsta, hai să vedem. Eu vreau să se blocheze aici. Nu vreau să circule apă pe aici. Iar asta nu înseamnă decât că și această piesă de comunicare trebuie înfundată.
Iar siliconul este excelent fix pentru acest lucru. O să iau asta și o să o înfund cu silicon. Bun. În momentul ăsta avem piesa blocată. Când nu trebuie să circule apa pe acolo. Și reconstruim sistemul. Bun. Și acum e bine. Băgăm bureții înapoi. Pac, pac, mai avem un pac. Și gata. Aici, pentru că asta este o remorcă, două remorci, ne trebuie și tractorul care să tragă aceste remorci. Iar capul nostru tractor, avem mai multe variante, eu o să merg pe două. Varianta pe aer, care este acest jet... cum zice? Airlift, jet airlift, something, care vine aici. Bun, trebuie să adaptez dimensiunea asta la dimensiunea asta. Auzi, vă las și pe voi să vă imaginați cât de mai bine se putea și cum ar fi mai bine. Pentru mine este suficient de ok. Ăsta e un pic wiggly, ceea ce înseamnă că nu este chiar ermetic. Mai punem un teflon, poate un furtun mai gros. It's good! În cel mai rău caz pierd un pic de flow de apă, dar cam e bine. Am făcut levăda. E gata. Hai să vedem în apă. Right. Și o să ne jucăm puțin în acvariul ăsta. Și ca să avem un pic mai multă flexibilitate, o să-i scot eu capacul. Și ca să vedem mai bine, o să scot și anubiile din el. Right. L-am mai aerisit puțin, scos plantele. Și hai să vedem filtrul în apă, în primul rând. Adică des, fără capul ăsta, îl băgăm după aia. Importantă e partea asta cu sticlă, trebuie să ținem bine de ea. Și hai să-l întorc. And like this. O să mutăm pietrele ca să vedem ce facem acolo. Placa de sticlă o să o îngrop până pe sticla acvariului. Adică va veni îngropată în pietriș, că nu trebuie neapărat să o vedem. Trebuie să adăugăm piesa asta cu tot cu piesa de legătură. Asta e pusă aici. Partea de motoraș, care o să-l las cu ăsta de aer înspre noi, ca să pot să umblu la el. Și împins cât mai jos. Bun. Și mai rămâne aer. Ok, conectăm aerul mai pântr-o parte, că ne strică feng shui-ul aici. Am de rămas sticlele. Never mind, never mind. Moving on. Bun. Și în momentul acesta, filtrul nostru funcționează. Hai să dau asta prin spate, ca să nu fie atât de disgrațios. Time for close-up. Și în momentul ăsta stăm așa. Avem flow de apă, adică des, care e mai mult decât generos. Asta se poate orienta efectiv în orice direcție, no problem.
Și avem circulație de apă prin sticle. Nu este seama dacă se vede ceva în partea de sus. Da, nu știu, să înclin sticlele puțin. Și se vede acolo flow-ul de apă peste materialul biologic. În momentul ăsta avem un filtru operațional. Iar ca idee pentru partea estetică a filtrului ăsta, nu ăsta e scopul lui. E scopul să aibă suprafață de filtrare cât mai mare și suprafață biologică cât mai multă. Un filtru mai mic e mai ușor de mascat și e mai puțin eficient. Dar și ăsta se poate masca. Adică, nu știu, dacă îl dăm în capăt, să zicem, și, nu știu, vin cu niște idei. Închipuiți-vă o placă neagră de dimensiunea asta, de comatec, de plastic, de ceva, care ar fi pusă aici, el fiind foarte îngust, nu ia mult din acvariu. Și practic dacă îl blocăm acolo cu o placă neagră și mai avem și un background negru, l-am mascat complet. Sau, efectiv, exact cum e chestia asta, asta e o plasă. Plasa asta pusă aici, apoi mos pus pe plasă, sau microzorium, sau whatever, putem să creăm un perete viu care să mascheze foarte frumos acest filtru. Sau, mai avem opțiunea de a folosi roci. Putem să punem pietre cu care să blocăm vizual chestia asta. Există, să vedem dacă am pacilea. Da, există pietre, efectiv, felii de genul ăsta, plate, care sunt suficient de mari să mascheze așa ceva. Adică, na, punem câteva de astea și nu mai vedem, dacă asta e problema. În principiu, eu le folosesc pe astea în bazine industriale, în care am nevoie de multă filtrare, în care nu mă interesează dacă văd sau dacă nu văd filtrul. Dar zic că sunt opțiuni. El fiind atât de slim, mai poate fi poziționat și invers. Adică, întoarcem flow-ul de apă încoace, l-am pus lângă perete, iar pus aici, e mai ușor de mascat. Am venit cu un plastic așa, așa, cu niște fante să intre, bineînțeles, apa în zona respectivă și am mascat filtrul. Și suntem aproape gata cu el, dar vreau să vă mai arăt neapărat încă o chestie. Și anume, noi avem acum motorașul ăsta pe aer, dar avem și opțiunea de a folosi ceva mult mai de putere, și anume o pompă, un powerhead propriu zis. Și anume, chestia asta o scoatem, nu mai avem nevoie de ea, nici de aer, și ca să montăm un powerhead, iarăși, o țeavă din asta neagră, o bag pe țeava mea de rotunjit. Ok, am băgat-o aici, învârt, ca să se mai strângă puțin tel, și pe țeava asta, un filtru de genul ăsta care e de la Resun și care are niște are un țâmburuș ăsta de grosim variabile, intră destul de ok aici. Și hai să vedem cum ar funcționa această chestiune. Deci, o să-mi scot piesa de aici, că e mai ușor așa. O să o bag pe ăsta, intră forțat și avem des. Și asta vine aici. Și facem switch-ul pe o motorizare mai performantă. Și hai să vedem. O să bag filtrul în vârf. Să zicem așa. În care o anumită dimensiune o cam încurcă un pic. Dar
sunt reglabile toate chestiile astea. Hai să vedem, îl punem spre noi. It's just for a demo. Dacă se mișcă piesa de jos, ceea ce mi se întâmplă acum, pentru că totuși e greuț capul ăla, înlocuiesc materialul ăsta, care e flexibil, cu materialul ăla negru. Le bag forțat și nu se mai mișcă de acolo. Și dacă îl bag în priză, în momentul ăsta avem filtrul mecanizat. Și bineînțeles avem flow-ul mult mai mare prin mediul biologic. Improvizez tot felul de chestii aici, dar important este să înțelegeți principiul, ideea de bază. E, acum se poate vedea flow-ul substanțial mai mare prin filtrul biologic. Și dacă mențin un debit de genul ăsta, ușor-ușor o să scoată și aerul care a rămas prins acolo. Depinde de ce pompă folosiți. Asta pentru că are zona asta foarte mare, îmi ține îndoită chestia aia de acolo. Ar trebui să folosesc un segment de țeavă puțin mai lung și de asta rigidă, mai ales dacă folosim pompe de astea grele. Un pic mai lung, astfel încât să vină tot la 90 de grade. Unele pompe sunt mai mici, nu e nevoie de chestia asta. Unele pompe sunt și mai mari. Deci trebuie să ne adaptăm la ce pompă folosim acolo. Eu de obicei le fac într-adevăr doar pentru a fi folosite cu țăvușca asta. Bun. Și basically, this is it. Și cam asta a fost cu genul ăsta de filtru. E o invenție relativ recentă, posibil de-a lungul timpului să-i aduc îmbunătățiri, să găsesc modalități mai drăguțe de a îmbina. Mi-ar plăcea tare, tare mult să aflu de unde aș putea face rost de conexiuni de genul ăsta pe negru. Sau țevi de genul ăsta negre. Că negre sunt mai puțin evidente în acvariu și după părerea mea arată mai bine, dar nu am găsit deocamdată. Sper că ați învățat ceva. Sper că v-ar putea fi de folos o invenție de genul ăsta într-un fel sau altul. Dacă considerați că e ceva interesant, dați vă rog un like, un subscribe, schimbați apa la pești și ne vedem în următorul. Bye!